V-ați gândit vreodată să deveniți antreprenor? Dacă da, este esențial să cunoașteți procedura de începere a acestei activități. Unul dintre cei mai importanți pași în această direcție este obținerea patentei, un certificat de stat care atestă dreptul de a desfășura anumite tipuri de activități. Cum puteți obține această patentă și ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a o primi? Aflăm de la Steluța Guțu, șefa Direcției Impozitelor Locale și a altor venituri din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Wow, în sfârșit o să înțeleg și eu ce cu patenta asta. Ce e o patentă și cine o poate solicita? Deci, după cum ați menționat și dumneavoastră, este un certificat care îl primește o persoană care dorește să desfășoare activitate de întreprinzător, doar că patentele pot fi eliberate pentru anumite genuri de activitate care sunt reglementate expres de legea cu privire la patenta de întreprinzător. Titular al acestei patente poate să fie orice cetățean al Republicii Moldova care are capacitate de exercițiu, deci vorbim despre vârsta de 18 ani și așa, în continuare, dar și cetățenii străini sau apatrizii care locuiesc permanent pe teritoriul țării noastre, inclusiv au dreptul de a desfășura activitate de întreprinzător și evident în condițiile în care își exprimă această voință de a desfășura activitate în bază de patentă și corespund cerințelor care sunt reglementate de legea cu privire la patentă. Dacă e procedura de obținere a acestei patente? Deci ce trebuie să facă? Este o procedură destul de simplă. Solicitantul urmează să depună o cerere la una din subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, fie acolo unde își are înregistrat domiciliu, fie acolo unde dorește nemijlocit să desfășoare această activitate. Deci depune cererea, în cerere specifică care gen de activitate urmează să fie desfășurat în baza patentei, inclusiv durata pentru care se solicită această patentă. Acesta ar fi primul pas, cererea. Al doilea pas sunt setul de documente care urmează să fie anexat la această cerere, pentru că legea cu privire la patentă reglementează și anumite condiții legate de acest aspect. Deci se necesită anexarea unui document care confirmă faptul că persoana a achitat taxa pentru patentă pentru această perioadă pentru care se solicită eliberarea ei, precum și documentele care confirmă achitarea contribuțiilor de asigurări sociale. De asemenea, pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare activități în bază de patentă sau pot să fie și situații când persoanele sunt asigurat social de către guvern, în acest caz doar se prezintă documentele confirmative. Deci situația invalizilor, patentarilor. Dar în ce situații nu poate fi oferită patenta? Deci căror persoane li se refuză oferirea patentei? Deci în primul rând vorbim despre faptul că refuzul poate să fie primit doar în condițiile în care se solicită un gen de activitate care nu este reglementat de legea cu privire la patentă ca să fie desfășurat în bază de patentă. Plus la aceasta, după cum am menționat, persoana respectivă prezintă cererea, însă nu anexează documentul care confirmă achitarea taxei pentru patentă, nu a achitat contribuțiile de asigurări sociale și plus la aceasta, încă un element obligatoriu este ca pentru obținerea patentei să fie confirmat și statutul persoanei de persoană asigurată medical. Deci trebuie să achite și prima de asigurare medicală. Iată cum, da, acum este un pic mai clar. Doamna Guțu, ca să înțelegem, deci persoana care prestează niște servicii și pentru asta primește bani, sau persoana care vinde ceva, cumpără, vinde, deci orice activitate care include banii sau remunerarea, trebuie să fie cumva realizată doar având patentă. Cam așa îmi dau seama eu. Sau? Da, dar vreau să cumva să vă informez despre faptul că până la 1 iulie 2023 în bază de patentă putea fi realizată și activitatea de comerț. Ulterior aceste date deja foștii titulari de patentă au avut opțiunea de a trece la regimul activitatei independente, de asemenea care este un regim simplificat. Și dacă vorbim în mare parte despre ceea ce permite astăzi legea cu privire la patent a fi realizat ca activitate în baza acesteia, deci în esență acestea sunt doar servicii care pot să fie prestate.
E o categorie de persoane care prestează servicii media, gen prezentatori de nunți, diferite celebrări și așa mai departe. Aceștia pot activa doar în baza patentei, pentru că primesc niște bani pentru asta. Desigur, acest gen de activitate este prevăzut de asemenea de legea cu privire la patentă și în condițiile în care le-am specificat anterior că este și persoana asigurată din punct de vedere social-medical, desigur că se permite această activitate. Iată cum. Bun, ce se întâmplă cu cei care își desfășoară activitatea, care ar trebui să includă patenta, dar nu au patent sau nu și-au făcut? Există niște penalități, niște amenzi? Ce se întâmplă? Da, este codul contravențional care reglementează expres că desfășurarea activității de întreprinzător în lipsa certificatului corespunzător eliberat de către autoritatea competentă se sancționează cu o amendă și această amendă variază între 60 și 100 de unități convenționale. Deci, dacă vorbim în lei, e vorba despre sume între 2400 și 7200 lei. Asta pentru fiecare caz constatat de încălcare. Deci dacă persoana încalcă în fiecare zi, există și riscul să fie sancționat și în fiecare zi. De atât din experiența dumneavoastră, dacă am fi să analizăm ultimii ani, care sunt tendințele? Totuși oamenii își fac patente, cererile au crescut sau totuși încearcă să eschiveze cumva metoda oficială? Nu, este o tendință tot una de creșterea solicitărilor de eliberare a patentei, mai ales pe aspectele ce vizează serviciile. De o mare amploare acum este desfășurarea activității în bază de patente pentru prestarea serviciilor de frizerie și cosmetice. Și plus la aceasta, iarăși topul, spunem, activităților și solicitărilor constituie și genul de activitate legat de predarea și meditarea diferitor discipline. Deci, practic, aceste două genuri de activitate sunt în topul preferințelor persoanelor de a desfășura activitate în bază de patentă. Totodată vreau să întreb și despre prețuri. Cam cât ar costa o patentă pe un an de zile? Adică, despre ce cifre e vorba măcar? Sunt simbolice sau totuși ceva? Cel puțin în viziunea mea, aceste cifre sunt mai mult simbolice, pentru că ele încep de la 20 de lei și finisează cu 300 de lei. Țin să menționez că și în acest caz, aceste sume mici sau taxe de patentă mici de 20, 25, 30 de lei, ele de regulă sunt aplicate pentru genurile de activitate care sunt prestate de persoane în localitățile rurale. Pentru că este o puțină diferență între aplicarea cotelor aferente patentelor, atunci când vorbim de Chișinău și Bălți, deci se aplică cote mai mari. Dacă vorbim de alte municipii și orașe, deci e un mediu între cea mai mare și cea mai mică. Și deja, după cum am spus, localitățile rurale, unde chiar sunt cotele cele mai mici. Și pe final, doamna Guțu, aș vrea să vă întreb dacă cunoașteți, conform statisticilor, iarăși, cam câți deținători de patente sunt în Republica Moldova activi? Iată, acum, conform situației din februarie, avem statistica de 7500 de persoane. Da. Cu prevalarea acelor două genuri de activitate despre care am vorbit. Știți, doamna Guțu, trebuie să recunosc că acum totul îmi este clar despre patentă, dar știam ceva, dar nu prea înțelegeam cum funcționează. Acum v-ați convins, prieteni, că totul este destul de simplu și transparent. Doamna Guțu, noi vă mulțumim pentru prezență. Vă dorim succes în activitatea pe care o exercitați. Mulțumesc. Sper să mă invitați. Cu mare drag.